Fără gol primit și cu 26 marcate în primele 4 partide oficiale ale anului 2017, Petrolul e lider autoritar al clasamentului cu un avans de 3 puncte față de urmăritoarea CS Brejoi. Iar sâmbătă va juca la Brebu în compania unei formații din partea a doua a clasamentului. AFC Brebu, ocupanta poziției a 11-a clasamentului în Liga A Prahova, vine după o deplasare la Cocorăști Colți, unde a obținut o remiză, scor 1-1 pe terenul Lanternei Roșii, Unirea Cocorăști Colți. În partida tur, într-o atmosferă sud-americană, elevii lui Octavian Grigore s-au impus cu scorul de 4-1 prin reușitele lui Nițescu, Butufei, Ilie Dumitrescu și autogolul lui Matei, în timp ce oaspeții au punctat în prelungirile prime reprize prin Dumitru.